Dosarele mai multor politicieni, între care și Liviu Dragnea, Victor Ponta, Viorel Hrebenciuc, Toni Greblă și Sebastian Ghiță, au fost amânate pentru luna ianuarie. Magistrații în altei curți de casație și justiție au decis ca 25 de cauze ale completurilor de 5 judecători să fie amânate pentru 14 ianuarie. Hotărârea a fost luată în urma deciziei Curții de Apel București privind anularea tragerii la sorți a completurilor din 9 noiembrie. Completul numărul 1 de 5 judecători ar fi trebuit să intre astăzi în ședința de judecată. Pe rolul acestui complet se află și apelul lui Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Telorman. Judecătorii din completul de 5 penal au declarat că vor acorda un termen administrativ pentru data de 14 ianuarie.